filmez fără să mai fi rabatat ecranul, sper că filmez bine. Ne pornim și noi la drum, e foarte frig afară, e cu minus sau nu, e un grad. Dar e foarte frig. Eu m-am îmbrăcat cât mai confortabil, așa că nu o să arăt prezentabilă sau ceva. Și hai, ne pornim la drum. Cât facem până acolo? O oră și 12 minute. Facem o oră și 20 minute. O oră și 20. Bine, și mergem și până la muncă să-mi iau încărcătorul. O oră jumătate. Da, gata. Ne vedem mai târziu. Am ajuns și noi la mare și da, e vremea destul de urâțică, în sensul că e frig, bate vântul și simți frigul până în oase, cel puțin eu așa simt, dar merge, adică pentru o plimbare așa și pentru câteva poze e bine decât de stat în casă, mai ales că e soare, măcar asta te mai încălzește așa când nu bate vântul. Da, am mai fost odată la plajă, să nu știu dacă vă aduceți aminte. Unde erau căsuțele alea, dacă mă urmăriți. Am fost aici tot așa cu Petrina și cu Beni și am mâncat. Făcusem noi așa un mic picnic și văzusem chiar și niște... Ce văzusem atunci, Petrina? Foci sau ceva? Parcă așa, nu? Da. Și... Uite, pe aici nu am fost pe unde sunt pietrele astea, chiar în șmecher. Dar, da. O metodă să te relaxezi, mai trebuie să mai faci treaba asta. În curs săptămânii lucrăm și în weekend ne mai relaxăm, nu? Da, sper că m-auziți bine. Am pus chestiuța asta la microfon. Nu prea am baterie, asta e problema, dar sper că o să mă țin atât dacă tot să fac eu vlogging. Apa e foarte murdară, după cum se vede. Sau nu se vede, dar bine că nu ne băgăm în apă. Ce frumos e cadrul ăsta. Super. Baby, uite, mi s-a oprit filmarea. Bine că nu intrăm în ea. Fain. Vrea Beni să lanseze drona. Hai să vedem ce iese. Haide. Mă ia și pe direct. N-am tupeu. Beni, mă ia și pe sus? N-ai tupeu, Beni.
cât de bine mă auziți sau vedeți, pentru că sunt în mașină și sunt la lanternă. Lumine de lanternă, am zis să pun un pic lumina să mă vedeți mai bine, dar nu știu cât de bine se vede. Oricum, sunt câteva ore trecute de când am venit de la mare. Cred că așa se vede mai bine. Și n-am mai filmat foarte mult când am mâncat, când am plecat de acolo, am filmat mai mult din drum. Dar, da, am mâncat ce-a mai rămas de acolo, de la masă, adică niște felii de pâine cu năut și cu aperitiv din ăla făcut de Petronela, foarte bun, și cu niște brânză tofu și pe drum am mâncat niște cozonac ce-a mai rămas. Dar, da, focusul nu stă pe mine. Da, s-a terminat seara noastră, în sensul că am venit cu Daniel la muncă pentru că el lucrează sâmbătă noapte și nu a putut să mă duc acasă ca să vină la timp la muncă, așa că când o să-i dea o comandă o să mă duc și eu acasă să mă odihnesc, pentru că mâine mă așteaptă o zi lungă, mâine mă așteaptă un shift de 13 ore și vreau să mă odihnesc să fiu și eu ok mâine. Da, sare focusul, nu știu de ce. A fost o zi faină legat de weight loss journey, am de gând să alerg în seara asta, sper să reușesc, pentru că sunt foarte obosită, dar da, cam așa a fost ziua noastră, ceasul meu mi-a spus că am făcut undeva la 7000 și ceva de pași, dar bineînțeles că nu cred că am făcut atât, a fost și pașii de la mașină, nu știu de ce, dar uite că a venit și cu comanda Daniel, simt că ți-a luat ceșă, nu? Da. Și cam asta e treaba. Închiderea la vlog. Am fost 2 minute și am alergat, am făcut un sprint. Dar cred că sunt toată roșie. Nu știu ce a pățit camera mea. Are ceva pe ea. Dă-i un pic mai încet. Dar am zis să fac și încheierea la vlog, pentru că a fost un vlog foarte lung, sincer. Cred că o să-l împart în două. Probabil voi deja ați văzut prima parte, cea cu părul, cu rutina mea de păr, de îngrijirea părului. Și a doua va fi cea cu marea. Mamă, ce mă doare pieptul. Da, cred că e bun așa cât îmi sprind din asta uneori. Nici 2 minute nu cred că mi-au luat, nu? Baby. Dar, da, face bine. Se simte așa revigorant. Cred că e ca și cum intre în apă rece. Da, gata, vă las, mulțumesc că ați vizionat și acest videoclip. Ne vedem mâine, bineînțeles, la următorul vlog, așa că aveți grijă de voi, zi sau seară frumoasă aveți și nu uitați să beți apă. Pa!